Un oraș cu oameni mai sănătoși, energici și sociabili. Este dezideratul Asociației Sportul pentru Toți, iar pentru acest lucru are și o agendă foarte plină. Așadar, potrivit reprezentanților, asociația va fi foarte activă în anul 2014, iar luna februarie începe cu sărbările iernii reghinene. Evenimentul este organizat pentru toți cei cu vârsta cuprinsă între 1 și 101 ani. Prima acțiune constă într-un concurs de săniuș ce va avea loc la Pădurea Rotundă. Pârtia din zona releului va fi amenajată de un grup de voluntari pentru a fi numai bună de iubire. Distracției în aer liber. Timp de 2 ore, poimâine, așadar 6 februarie, cu începere la ora 15, în zona Pădurii Rotunde din Reghin, la releu, ne veți găsi în număr foarte mare, cu muzică, cu premii, cu cupe, cu medalii, care le vom dărui pentru participare și pentru 3 tipuri de competiții pe care le vom crea ad hoc. Sărbările iernii continuă sâmbătă 8 februarie de la ora 10 la patinoarul din Parcul Tineretului, unde se va desfășura concursul Micul și Marele Patinator. Același gen de competiții pentru cei mici și pentru cei mari. Vor fi concursuri de viteză, vom crea 3 sau 4 culoare în incinta patinoarului și concursul de viteză patinaj. După aceea de rezistență, un cross pe patine, timp de 5 ture între mantinele, un curs de rezistență. După care, pentru cei mai veterani, să spunem așa, vom avea un concurs de artistic și de coordonare. Ca pentru orice competiție serioasă, organizatorii s-au gândit și la o mascotă ce îi va însoți și îi va încuraja pe reghineni de-a lungul competițiilor. Am găsit și o mascotă, este un pinguin frumos, cam la 1,64 m înălțime, se numește Pingi, un pinguin tare simpatic, care începând de mâine, 5 februarie, ora 10, să fie prezent în municipiul Reghin, din centru, după aceea luând la pas fiecare cartier al municipiului nostru, împărțind pliante de invitații, astfel încât copiii de la vârsta de 1 an până la 101 ani vor fi invitați să facă poze cu el, să facă antrenament. Concursul de săniuș se va încheia cu un flash mob, la care cei prezenți pe platouri de la releu vor dansa alături de fetele de la Kangu Jumps. Acesta nu este decât un preambul la flash mob-ul din 2 mai, în care reprezentanții Asociației Reghinene își doresc să antreneze cel puțin 400 de reghineni.